tinerii oportunități în Botoșani? În general, în Botoșani nu prea e cum să te dezvolți din punctul meu de vedere. Dacă aș găsi un job care să fie baza studiilor mele, cred că da. M-aș îndarge, dacă ar fi și bine plătit. Nu vreau să rămân aici, nu am oportunități. Da, dacă vrei să lucrezi, nu știu, pentru cineva, de exemplu, într-o instituție, probabil. Să-ți deschizi tu o afacere aici, nu prea cred. Nu prea cred că merge. E foarte greu. Nu știu, mi se pare un loc mult prea restrâns din punct de vedere mental. Nu cred că ai avea ce să realizezi în Botoșani. Când mergi la angajări, se vede, înțelegi, te vede după față, după înfățișare. Nu că nu mai avem locuri, că nu știu cum. Salariul minim pe economie, să zicem. El este cel care de obicei ne face să plecăm. Fie să căutăm, nu știu, în alte orașe sau în alte țări chiar. Salariile sunt mici, toate s-au scumpit, toate... Nu cred. Dar nu știu din ce punct de vedere, dar nu cred că m-ar ajuta Botoșaniu. E un sat care, nu, ăsta un sat, un oraș care nu prea e foarte cunoscut, sau nu are populații foarte mari. Nu, pică varianta asta. E un oraș mic în care nu prea ai posibilități, atât din punct de vedere a locurilor de muncă, tinerii nu prea au prea multe opțiuni aici, prefer să mă orientez spre un oraș mai mare, în care tinerii au mai multe variante și sunt puși în prim plan. Nu. De ce? Nu prea avem ce facem Botoșani, nu știu, nu avem opțiuni. Nu, nu găsesc niciun lucru oportun și în care aș putea să mă dezvolt în acest oraș. Pentru că nu avem posibilități de a ne dezvolta. Nu. E un oraș foarte mic și nu prea ai ajutor din nicio parte. Noi tineri ar trebui să avem oportunități, dar aparent nu prea avem.